prieteni astăzi voi încerca să răspund unei întrebări legate de spovedanie și împărtășanie cumva lăsată pe patul de sau cât mai aproape de... De ce este bine să ne spovedim și împărtășim înainte de a trece dincolo? E o realitate cu care vă mărturisesc, nu mă simt confortabil. Lăsatul spovedaniei pe ultima sută de metri, într-o dorință de a împăca lucrurile în ultimul moment, sigur, iertarea lui Dumnezeu depășește neputința noastră de a ieși în afară, de a ne mărturisi, de a ne elibera conștiința și ieșire pe care tot o amânăm, și riscând astfel să ne prindă moartea nespovediți. Nu e vorba de răscumpărarea unui moment, ci este vorba de o pregătire adecvată pentru ce urmează. Împărtășania, spovedania și împărtășania. Spovedania care ne pregătește pentru împărtășanie are un anume sens. Spovedania și împărtășania pentru cel muribund, ca merinde de fapt și de drept pentru viața de veci. Dar de ce avem nevoie de spovadă, în primul rând? Aici e problema. Și cam cât de des trebuie să ne spovedim? Sau de ce ne-am spovedit? De ce avem nevoie de un preot când ne spovedim? Să știți că practica spovedaniei de care vorbește Sfânta Scriptură, există mărturisirea păcatelor, autodenunțul pomenit în Vechiul Testament. Sfântul Ioan Botezătorul, predicând pe malul Iordanului, vorbește de mărturisirea, de denunțul păcatului, de întoarcerea de la fapte, de la o viață neconformă, de la o viață urâtă. Spovedania în unele culturi ortodoxe este numită taina reconcilierii, taina împăcării. Spovedania este de fapt așezarea noastră într-o conversație onestă despre calitatea vieții mele lăuntrice, a vieții mele cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat 10 porunci, care nu sunt, să știți, simple interdicții. Acele porunci conțin în ele grija lui față de mine. Când îmi zice ce să fac și ce să nu fac, îmi zice ce este bine pentru mine și ce nu este bine pentru mine. Unde mai pui că fiecare poruncă de acolo este prilej de întâlnire cu el? Pentru că împlinind fiecare din poruncile acelea, mă întâlnesc cu Dumnezeu care este ascuns tainic în ele. Pentru că poruncile acelea reprezintă voia lui. Revenind la confesiune, la mărturisire, în primele veacuri creștine, probabil sub influența tradiției evreiești, mărturisirea era colectivă. Abia mai târziu, Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește de spovedania ca eveniment individual. Au apărut sensibilități, mă rog, sunt motive pastorale pentru care spovedania nu se mai face de multă vreme colectiv, în mod colectiv. Sigur, poate era posibilă în comunități mici în care toată lumea cunoștea pe toată lumea și atunci îndreptarea sau mărturisirea căpăta unui păcat, știu eu, mai grav sau mai puțin grav, avea alte conotații. Nevoia de discreție, nevoia de taină, spovedania ca taină, un lucru între tine și Dumnezeu și mai puțin implicată comunitatea, mă rog, sunt evoluții ale bisericii. Spovedania înseamnă împăcarea mea cu Dumnezeu. Citim în Evanghelia Sfântului Ioan la sfârșit despre întâlnirea, momentul întâlnirii Mântuitorului Hristos cu ucenicii. Intră în foișor și le spune pace vouă, suflă asupra lor, zicându-le luați Duh Sfânt, cărora veți lega păcatele, cărora iertate. M-am întrebat de multe ori de ce aceste cuvinte în acest moment după înviere. Pentru că singurul lucru care se află între mine și Dumnezeu în mod nedrept este păcatul. Păcatul pe care Hristos îl răstignește pe cruce, păcatul care îl răstignește pe Hristos pe cruce și pe care sângele lui Hristos îl răscumpără. Hristos, cel înviat, zice, dă din puterea sa, din ceea ce are el propriu,
iertarea dă ucenicilor, oferindu-ne prilejul împăcării cu noi înșine, împăcării cu Dumnezeu, împăcării unei conștiințe, ale eliberării, ale îndreptării, spovedania ca autodenunț. Mă folosesc de multe ori de o comparație. Știți, folosim toată lumea prin oraș astăzi Waze-ul. Traseul, introducem adresa, vedem traseul, macro, imaginea, dar are o funcție acolo, recentrare. Spovedania este o recentrare, dacă vreți. O venire a noastră în fire și un control, o modalitate de control, dacă ne aflăm pe calea cea bună. Nu o lăsați pe ultimii pași, pe ultimile momente ale vieții. Spovedania este prilejul împăcării, reconcilierii, prilejul curățirii, prilejul ameliorării stării mele, îmbunătățirii mele, împăcării mele cu Dumnezeu, cu mine însumi și cu ceilalți. Nu o lăsați pentru a doua parte sau ultimele zile din viață, ci practicați, își vedeți ce efecte nu terapeutice are, ci ce mult contează. Pe curând, prieteni!